Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Veste bună pentru proprietarii de mașini electrice din România. Se mai încălzește afară, deci crește autonomia. O să iasă din nou proprietarii de Dacia Spring. Se și întorc de la serviciu, nu doar se duc. Da. Salutări tuturor ascultătorilor noștri care au Dacia Spring. Vă bine, simpatizăm. Noi suntem invidioși, da, de asta facem glume de genul ăsta, dar mașinile funcționează chiar foarte bine, inclusiv la temperaturi de genul ăsta. Da, mai puțin, dar ne gândim la voi de fiecare dată când punem benzină. Că da, mă, dar nu mai pleci din oraș cu ele, nu te plimbi prin oraș. Unde să te duci în vacanță cu o electrică pe minus 4 grade? Nu aproape. Da, aproape. Până la Snagov. Dar altfel, să știți, Dacia Spring a devenit prima mașină electrică vândută în 10.000 de exemplare în România. 10.000 de exemplare. Nici o altă marcă nu a vândut 10.000 de exemplare în România. De ce te uiți așa, Luca? Cum adică? Adică au vândut, au ajuns la 10.000 de mașini electrice vândute, Dacia Spring. Când? Adică în ce interval? Nu este niciun fără. De când au lansat-o și am făcut noi mișto de ea, da, acum. Da. Deci, vezi, dacă nu făceam mișto, nu ajungeau. Da, corect. De 10.000, tare. Da, 10.000. Da. Celelalte mărci au mai puțin. Au început să se vândă bine. Asta scrie site-ul hotnews.ro. A, gata, am înțeles. Am înțeles mai greu, dar am înțeles. Am crezut că e ceva, că au vândut 10.000 fix și... Au depășit, au ajuns la 10.000, da. Și numele celui care, uite că nu l-am reținut. Stai mă, să aflăm, să zicem și numele celui care a luat mașina Dacia Spring cu numărul 10.000. Stai puțin. Că aia la loto, știi? La loto, da. A câștigat tot. Domnul Bogdan Luca din București. Salut, Bogdan. Salut, Bogdane. Salut, Luca. Cum e? Ți-ai scos plasticul de pe scaune? Ai scos mașina din plastic? Lucrează. Sau o ții ca pe telecomandă? Da. Altfel, dacă e să privim altfel, guvernul României a subvenționat, deci, cu 100 de milioane de euro industria chineză de autoturisme electrice. Așa e, că dau... Asta înseamnă. Mașina este făcută integral în China, de aceea Spring totalmente... Ceea cu banii ăștia cenzurează, da, TikTok-ul și fac nenorociri. Da. Spring e făcută în orașul Xi'an, provincia Hubei. Dacă ajungeți pe undeva prin Hubei, neapărat să treceți prin Xi'an, să vedeți unde se face Dacia Spring. Când a fost lansată în România, domnul Ciolacu a anunțat că tot partidul numai Dacia Spring o să cumpere, să susțină, bravo, să fie cu românii, cu nu știu, după care a aflat și dânsul că nu sunt făcute chiar în România. Adică numai numele e dal nostru, în rest... Și-a luat-o de la nemțesc scumpe. Da. Și mașina costă 22.000 de euro, fără aplicarea subvențiilor. 22.000 de euro, Dacia Spring. Da, dar te ține, practic, o viață. O viață? Păi da. Ce? Cum? Nu înțeleg. La ce? Unde bați? Nu, Dacia te ține ca lumea. Da. La lansare prețul era 18.300, deci nu numai uleiul s-a scumpit și castraveciorii. Aici vreau să ajung, da. Și Daciile Spring. Cred că Spring-ul a tras prețurile în sus. Da, mașină foarte, foarte mare succes. De la lansarea sa, în 2020, Dacia Spring a acumulat 110.000 comenzi la nivel internațional. 70.000 dintre acestea în 30 de țări, marea majoritate în Europa. Cele mai multe vehicule Dacia Spring erau matriculate în Franța, 29.000, Germania, 14.000. Și uite, România, 10.000. Lider detașat în România, ne bucurăm că suntem contemporani. Campioni, proprietarii campioni. De Dacia Spring, băieți, drumuri uscate, căldură bună și nu aprindeți farurile decât dacă e nevoie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.